Și acum să răsfoim și dexul limbii române puțin. Rață e simplu, că e la singular. Și e gustață. A, nu, nu despre asta vorbim. Nu despre asta. Dar la plural, cum ar fi? Rațe? Toată lumea știe că e rațe sau nu? Sau reți? Eu cred că toată lumea știe că e rațe. Dar folosește reți. Exact. E aceeași poveste cu vaci, văci, case, căs. Da? Da. Hai să ne amintim din copilărie că existau aceste noțiuni, dar ce ne spune? Ăsta s-a infiltrat foarte bine. Da. A găsit punctul și a lucrat extrem de bine încât în foarte multe cuvinte îl regăsim. Dar acum să vedem și dexul de pe stradă dacă confirmă ceea ce am zis noi, că corect ar fi rațe. Știați că o rață își poate ghida bobocii pe distanțe considerabile pentru a găsi o zonă adecvată cu apă care să le ofere un loc de înot și hrană. La construirea cuibului, rațele folosesc obiecte colectate din mediul natural, cum ar fi frunze, paie și bețișoare, iar suprafața o acoperă cu un strat de pene pufoase smulse de pe pieptul lor. În felul acesta, ele asigură ouălor un înveliș moale și bine izolat. Subiectul nostru de astăzi se axează pe cele mai cunoscute păsări, altele decât găinile. Misterul în care facem lumină este cum sună literar pluralul cuvântului rață. Rațe sau răți? O rață, două? Reți. Rațe? Reți? Ei, reți. A fost odată reți. Când eram la țară, acum zicem rațe. Și nu doar acum, dar de mult timp, da. Da, e și vânătoare de rațe, montată încă în anii aceia. Perioada sovietică pe aici, da? Am uitat cum zice. Bine, e rațe, da. Două rațe. Două rațe. Când eram copil, părinții mei creșteau rațe. 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 Am văzut două rațe în parc. Rațele merg la iaz. Două rațe au trecut pe lângă casa noastră. Două rațe din țările calde, hai să zic așa. Rațe. Rațe. Rețele au carne foarte fină. În dicționarul explicativ al limbii române găsim cuvântul rață și pluralul acestuia, rațe. Rață este numele dat mai multor specii de păsări, atât domestice cât și sălbatice, care sunt înotătoare, au ciocul lat și turtit, trunchiul scurt și îndesat, picioarele scurte dispuse în partea posterioară a trunchiului. De asemenea, rață este numele unui dans popular, precum și al melodiei pe care se execută acesta. Deci, vom folosi forma corectă, rațe, în loc de varianta greșită, răți. Să exemplificăm. Am admirat grația cu care rațele sălbatice au aterizat pe lac. Rațele de la menagerie sunt o atracție specială pentru copii. Culorile frumoase ale rațelor adaugă un farmec aparte peisajului natural. Un cârd de rațe a creat haos pe o autostradă din Franța. Aceste rațe exotice cu greu pot supraviețui în climatul nostru. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă, unde oamenii au vorbit, iar cuvintele au prins viață. Ne întâlnim mâine pentru o altă aventură lexicală.